Нема нічого ціннішого у наш час, ніж здоров'я. Проект між Україною та Румунією «Медицина під ключ» довів спроможність якісної та європейської медицини. Місцева влада показала можливість у короткий строк відкривати амбулаторії та плідно працювати для людей. Золотиця селищна громада відкрила 7 таких закладів, які оновлені або побудовані з нуля. В тому числі 2 амбулаторії в Солотвіні. Одна збудована з нуля, а друга оновлена амбулаторія, поряд якої ми стоїмо. З метою покращення якості надання медичних послуг населенню, наша підрядна організація зробила капітальний ремонт даного приміщення, першого поверху. Оновлено все. В тому числі, як бачите, перед входом у лікарню, в амбулаторію є пандус, який слугує для більш, скажімо так, доступного користування особами похилого віку, особами з вадами фізичного розвитку, для того, щоб попасти у приміщення амбулаторії. Є 5 кабінетів для сімейних лікарів, один маніпуляційний і пункт щеплення. Населення нашого Солотвіна становить порядка біля 9 тисяч жителів, які основна маса, в принципі, звертається у цю амбулаторію. В користуванні маємо автомобіль Renault Duster. Ці автомобілі будуть використовуватися для виїзду до пацієнтів додому. Це стосується тих пацієнтів, які не можуть самостійно рухатися похилого віку, які просто не мають змогу особисто відвідати амбулаторію. Deci, parteneriatul este între Spitalul Municipal Sighetu Marmației și orașul Solotvino. Finanțator este programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020. Este un proiect început în urmă cu 2 ani și jumătate, prin ideea de proiect, concept, scriere și astăzi suntem la prima realizare notabilă. Și ne bucurăm foarte mult să fim alături de dumneavoastră într-un moment de sărbătoare și să ne simțim parteneri cu adevărat. Prin cooperare putem să îmbunătățim serviciile medicale. Noi la Spitalul Municipal Sighetu Marmației am ales să achiziționăm doar aparatură medicală și împreună cu personalul din Spitalul Sighetu Marmației și personalul medical și din primăria Solotvino vom desfășura și am început deja să desfășurăm cursuri de comunicare pentru personal. Foarte mult ne-am bucurat pentru tot ce avem acum. Avem condiții, chiar dacă eu lucrez de 20 de ani, nu am avut așa condiții. În cabinet este unde sunt 3 paturi pentru injecții intravenoase, pentru picurători, pentru așa ceva. Suntem 7 medici de familie în Slatina, care destul de bine avem declarațiile în limitele cât să muncim, dintre care 4-5 aici și 2 la Slatina Mică. Suntem un colectiv care vrem să muncim, să oferim tratamente. În perioada aceasta de carantin ne luptăm foarte mult, dorim să le facem pe toate. Putem să spunem numai lucruri bune, pentru că în primul rând bătrânii care nu au posibilitate să se ducă undeva la Teacevo sau la Ognă, unde au fost, eu cred că e un plus foarte mare și pentru noi, pentru că îți trebuie o foaie de boală sau ceva, trebuie să te duci, să-ți lași o zi de să-ți ai o zi de dimineață până tare, să mergi să cauți pe cineva să-ți dau foaia aceea de boală. Te duci aici, îți faci totul, este un plus foarte mare. Nu știu, în starea în care a fost policlinica și cum arată acum, îți dau lucruri diferite. Lumea este foarte mulțumită de faptul că s-a făcut treaba asta. În primul rând pentru locuitorii Slatinii și pentru oamenii bătrâni care n-au posibilități de să duce undeva mai departe. Rezultatul fenomenal.